Sunt conștient că lumea ne privește altfel, chiar de două ori. Prima pentru că eu și fratele meu, Robert, suntem gemenii gimnastici. A doua pentru că avem cifra 2 la CNP-ul sportiv, adică suntem născuți după 2000. Când am urcat ambii pe podium la Baku, știrea a ajuns până în Brazilia, iar noi ne-am bucurat pentru că era vorba despre gimnastica românească. Acolo, delegația noastră a luat 19 medalii. Îmi aduc aminte de festivalul de tineret de la Buenos Aires, din 2018. Acolo am terminat pe locul 5 la săritură. A fost prima dată când am simțit că pot mai mult și mi-am propus de la următorul concurs să termin pe podium. În iunie 2019 am obținut aurul la mondiale de junior de la Gheorghe. Apoi a venit vestea că secția de gimnastică de la Gloria Buzău va dispărea. A fost un moment greu pentru noi, dar tot răul spre bine. Am ajuns la București, unde am început să ne pregătim alături de idolul nostru, Marian Drăgulescu. La Mersin, la European de juniori, anii de muncă s-au transformat într-o medalie de aur. Dar acesta a fost doar începutul, pentru că visul meu este să ajung la Paris peste 3 ani. Mama are cele mai mari emoții de fiecare dată când concurăm, pentru că sunt duble, nu